10 copii instituționalizați au învățat ce înseamnă să ai un loc de muncă, dar și ce responsabilități implică această nouă provocare. Totul în cadrul unui proiect câștigat de Muzeul Casa Mureșenilor Brașov în parteneriat cu Muzeul Țării Făgărașului Valer Literat. Astăzi, la Instituția Culturală din Făgăraș a avut loc o întâlnire cu cei implicați pentru a vedea care sunt rezultatele în urma acestui proiect. Muzeul Primul meu loc de muncă este ultimul proiect în care este implicat și Muzeul Țării Făgărașului Valer Literat. În cadrul acestuia, 10 copii instituționalizați au avut ocazia timp de 2 săptămâni fiecare să vadă ce înseamnă a lucra în echipă, ce înseamnă un loc de muncă și ce responsabilități implică aceasta. Da, mi-a plăcut foarte mult. Și unde este acele 2 săptămâni? Unde ai învățat? La Muzeul Casa Mureșenilor. Și știi ceva, ce ai învățat pe acolo, ce ai văzut, ce te-a impresionat? M-a impresionat foarte mult muzeul de acolo, că nu mă l-am văzut și a fost foarte frumos. Au fost chestii care eu nu le-am văzut niciodată. Mi-a plăcut foarte mult la Casa Mureșenilor, muzeu. De ce? Am făcut un proiect. Ce proiect? Pentru să vizităm lumea. Și? Cum a fost? A fost foarte frumos. Și ți-a plăcut foarte mult, nu? Da. Astăzi, cei implicați s-au întâlnit la Instituția Culturală din orașul nostru pentru a vedea care sunt rezultatele în urma proiectului. În cadrul proiectului Muzeul Primul meu loc de muncă am oferit ocazia pentru 10 beneficiari din instituționalizați la Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului să aibă primul lor loc de muncă. Astfel, în serie de câte două săptămâni, acești 10 tineri adulți, deci oameni care au împlinit deja 18 ani, au avut ocazia să se integreze pentru prima oară în viața lor într-un colectiv de adulți, să lucreze, au învățat ce înseamnă o ierarhie, o activitate într-o organizație, au fost și remunerați pentru această activitate, iar la sfârșit vor primi recomandări cu speranța că în cel mai scurt timp vor reuși să-și găsească și un loc de muncă pe perioadă nedeterminată. De ce aici? Pentru că ne-am fost parteneri în acest proiect Muzeul Primul meu loc de muncă. Astăzi are loc o diseminare a rezultatelor acestui proiect realizat și finanțat de fapt de Fondul Național Cultural și câștigat de Muzeul Casa Mureșenilor. O primă diseminare a avut loc acum 2 zile la ei și de ce acest proiect? În general, muzeul, așa cum a spus și domnul director, se axează mai mult pe patrimoniu, dar acum a venit și componenta de educare și de integrare a tinerilor cu dizabilități în comunitățile de unde provin. Iar muzeul, Casa Mureșenilor, în parteneriat, bineînțeles, cu noi, și-a realizat ceea ce și-a propus, integrarea celor 10 tineri care au participat la acest proiect pe o durată de 10 săptămâni în comunitatea din care provin. Implicați în acest proiect au fost și reprezentanții Serviciului de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, care au monitorizat îndeaproape comportamentul tinerilor implicați. Rolul meu a fost de a găsi tipul de personalitate potrivită pentru această activitate și tinerii s-au integrat foarte bine în acest proiect, feedback-urile lor fiind pozitive. Proiectul vizează creșterea gradului de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități din județul Brașov prin intermediul culturii. Totodată se realizează o legătură strânsă între specialiștii unui muzeu și specialiștii din casele de tip familial din județ pentru îmbunătățirea competențelor profesionale ale angajaților în lucruri cu persoanele cu dizabilități.